Păi mie București mi se pare minunat atunci când e liber. Este 6 și 10 minute, cred eu. Vă zic o bună dimineața, întâi de toate. Vă invit la weekend cald fierbinte pe care l-am pregătit acum vreo jumătate de oră, dar să zicem că încă e cald. Am parcat undeva mai departe și am luat-o puțin la pas printr-o zonă a Bucureștiului unde nu v-am mai dus și mi-am zis că pentru startul acestui daily vlog ar fi o idee bună să schimb puțin foaia. V-am tot dus prin Cotroceni, de multe ori v-am dus în Cotroceni, v-am zis pentru că este cartierul meu preferat, îmi doresc să locuiesc acolo, poate cândva în viața asta se va întâmpla sau poate că nu, mai sigur că nu, dar pe lângă asta mai sunt așa foarte multe zone în București unde există ce îmi place mie, case vechi, arhitectură Art Deco, Art Nouveau, din perioada Belle Époque chiar, străduțe ferite cu case împânzite de iederă, bătrânele la colț de stradă care abia așteaptă să te uiți la ele, să le arunci o privire, să le dai ceva, să îți spună ceva. Eu am pățit-o de mai multe ori, am conversat cu astfel de domnițe în etate și a fost foarte drăguț și mi-am zis că ar fi o idee bună ca pentru acest daily să schimb foaia și să o facem puțin mai diferit față de ce am făcut până acum, așa că mă aflu în sectorul 2 momentan și vă voi duce la casa, una dintre casele mele preferate, cea de pe Thomas Masaryk, pe care v-am arătat-o pe Instagram de multe ori, dar cred că n-am filmat-o niciodată pentru YouTube. Așa că mi-am propus să las eu, doamna care vorbește foarte, foarte tare, atât, eu și cu ea suntem pe stradă. Mi-am propus să las mașina undeva departe și pentru că zona este veche per total și avem multe chestii de văzut, m-am îmbrăcat, echipat, mergem pe jos, ce găsesc în cale filmez, vă arăt, povestim și dăm startul daily-ului și zilei, de fapt, cu o plimbare care să mă umple pe mine de energie și să pot să-mi fac treaba ca lumea pe parcursul zilei. Vă zic că nu mi-a fost ușor să mă trezesc și am rămas un pic pe loc să vorbesc cu voi tocmai pentru că am o casă frumoasă aici în față, peste care abia răsare soarele și nu știu dacă vă amintiți voi că eu am mai pozat-o pe ea. Dacă găsesc poza, vă inserez pe aici, dacă nu va trebui să mă credeți pe cuvânt. Dar este o casă atât de mare, cred că e din perioada Belle Époque, nici nu văd foarte bine pentru că e acoperită de iederă, dar arată, mă iertați, e 6 și ceva, încă sunt un pic zâmbit, chiar dacă eu am cafea în mână, arată într-un mare, mare fel, așa că stai să punem, uite așa o să facem, am pus cafeaua jos, ia uite-o, da? Sunt bine, sunt în această poziție de broască, sper să nu vină vreo mașină și o întorc și vă arăt. Zic, asta este, uite, chiar dacă e acoperită de toată verdeața asta, cred că vă faceți așa o idee, cât de cât. Asupra frumuseții. Mi-amintesc că ultima dată când am văzut-o, că nu trec foarte des pe aici, în primul rând că nu era iedera asta și în al doilea că erau multe, multe gunoaie de jos pe acolo și chiar mă uitam deprimată așa, băi, cum e posibil să lași asemenea frumusețe de casă cu gunoaie, atât de multe gunoaie, dar văd că s-a îmbunătățit ceva, pare că au schimbat ușa, nu știu, se vede o chestie plasticoasă așa, plus iedera, casa sunt sigură că e vie și părea și locuită. Din ce mi-amintesc eu, cu toate că era mizeria aia. Da, stați să vedem și din lateral. Și uite, ca să vă faceți o idee, cam atât e de pustiu. M-am îmbrăcat și încălțat foarte confortabil. Cred că puteam să mă îmbrac și mai subțire, dar am zis, hai să-mi iau blugi și lungi, că poate cine știe o să-mi fie frig. Și mi-am luat un tricou pe mine, nu m-am machiat, sunt cu fața pe care o am. M-am pitonat puțin așa de bun simț, spălat pe dinți, spălat pe ochi și hai, am zis să mergem și duș fac. La momentul întoarcerii, pentru că presimt eu că sigur o să-mi fie cald și va fi necesar. Dar, uite că am mai mers un pic, ăsta i-ar fi lateralul. Deci vă dați seama, casa e foarte mare. Cine știe cât a pălățuit e și are niște detalii atât de frumoase, nu știu cât le observați pe acolo. Vedeți că sunt așa la ferestre niște chestii pe care nu știu cum să le numesc. Nu am cunoștințe din astea de arhitectură. Dar este superbă și cred că restaurată ar fi într-un mare fel. Și te vedeți că sunt gemuri termopan puse, ceea ce mie mi se pare un sacrileg, v-am mai zis, pentru casele vechi. Cred că le mutilezi din momentul în care faci de-astea, le pui termopane, parchet de la nou. Na, depinde acum și de structura ei și ce are nevoie și de bugetul proprietarului, evident. Dar cred eu că ar arăta mai bine fără termopan. Uite ce detalii frumoase are și asta. Nebunie. Așa, și uite ce poartă interesantă, poarta asta verde. Ia să vedem mai de aproape. Mă mir că n-au schimbat-o până acum. Asta este tot o casă veche,
numai că pare ușor renovată, termopane, da, uite poarta, faină. Și mai e, uite aici ceva, ce vreau să vă arăt, tot așa vechi, și să mă iertați dacă vă zgudui, dar într-o mână țin cafeaua, într-o mână vă țin pe voi, cam așa. Asta la fel a fost renovată, vedeți după geamuri că sunt proaspete. Da, uite cele trei domnițe, de ce frumoase sunt. Da, este o casă veche, sigur, sigur, sigur. Sunt curioasă dacă, fiind atât de mare, locuiește aici un singur proprietar sau sunt, nu știu, mai multe familii sau e ca un bloc așa. Arată foarte bine. Uite, și astea geamurile astea sunt schimbate, dar nu par genul ăla chicios de termopan. Arată mult mai bine, se armonizează mult mai bine cu nuanțele casei. Și aici o poartă interesantă. Strada Viitor, numărul 33. Vedeți ce frumos e fontul? Unde scrie acolo, ia că cer să mă apropii. Să vedeți mai bine. Mă bucur că nu mă latră niciun cățel deocamdată, că sunt foarte aproape de proprietatea lui sau a stăpânilor lui. Uite ce frumoase sunt chestiile astea. Ce nebunii. Superb. Stai seama să stai într-un loc din ăsta și să intri zilnic pe poartă, acasă, pe asta. Da. Oh, dar ce superb, acum am văzut, este de vânzare. Vai, ce nebunie. Uite așa. Da, din păcate nici nu îndrăznesc să mă gândesc cât ar putea costa. V-am mai zis, eu ar trebui să mă nasc de vreo 5 ori încă o dată, ca să îmi permit suma. Sigur, costă foarte mult, deși trebuie renovată treaba. Da, uite ce frumoasă e. Eu sunt acum peste gard, un pic încerc să filmez. Sunt un pic peste gard. Ia, uite niște becli. Bine, mă! Ce faceți, mai fiare? Mizerie. Și în sectorul 2. Frumos. Cății, pupic. Mergem mai departe cu tramvaiul care tocmai a trecut. Și cred că începe să se aglomereze, ținând cont câte mașini sunt parcate în zona asta. Cred că în timpul săptămânii e jale aici, în timpul săptămânii, în timpul zilei mai degrabă, adică în vreo oră, două, ar trebui să fie pucoi. Numai câte trec pe lângă mine de când am intrat în zona asta. Uite, asta a fost una și am mai făcut niște pauze încercând să vorbesc cu voi, tocmai ca să nu avem foarte multă zgomot de fundal, dar chiar și așa e ok. Aș putea să mai fac asta și știți ce am propus? Să iau mai multe zone din astea din București la pas, pentru că mai sunt multe în primăverii, vreau să mergem și acolo să vă arăt că tot așa sunt niște case frumoase. Haideți, prieteni, bravo! Tot așa sunt niște case frumoase și pe acolo și în sectorul 2 mai sunt o groază de astfel de străduțe. Am zis acum însă să debutăm cu casa aia de pe Masaryk, care e într-un mare, mare fel. Mereu când vă arăt, avem noi o glumiță, așa, cine mă urmărește pe Instagram, avem noi o glumiță că de fiecare dată când o pozez, când trec pe acolo, așa, cu mașina doar, pentru că nu ajung des în zona aia, de fiecare dată sunt mașini parcate în fața ei. Păi și niciodată de când tot încerc, nu reușesc să o prind fără mașini, să-i fac și eu o poză cu mine pe lângă ea, știi? Trebuie să stau cumva în niște unghiuri chinuite ca să prindă cât de... Da. Ca să prind cât de cât casa, să o vedeți fără mașini parcate în față. Întotdeauna sunt mașini parcate în față. Dar ea este atât de frumoasă, deci că e scoasă din familia Adams. Uite ce frumos se reflectă soarele pe mine și să știți că e atât de plăcut afară. Nu cred că sunt 30 de grade la ora asta, un 20 și ceva, dar este atât de plăcut. Și uite, văd o intrare într-un bloc frumoasă. Este un bloc cu două etaje pe strada Viitorului. Stați să vă arăt. Vă pun un pic pe... Uite așa, pe o mașină. Ia, întoarcem. Țâc, țâc, țâc. Îl vedeți pe nene? E un chip. Uite. Ce interesant. Bună! Ne pare bine să te cunoaștem. Interfon, evident, e un bloc vechi. Adică îmi imaginez că aici sunt în majoritate pensionari. Dar uite ce frumos că au păstrat ușa. Faza este că am o casă superbă în față, după părerea mea, dar urmează să plec din București pe o perioadă mai lungă de timp, însemnând vreo 10 zile. Cred că la momentul la care vedeți vlogul ăsta, eu chiar sunt acolo. Și am zis să fac cât mai mult material, să am cât mai mult conținut pentru voi, că fiind acolo, în excursia în care voi fi, că
care cred că va fi una destul de intensă, cu multe drumeții, va fi o excursie de promovare a patrimoniului nostru. Pe Via Transilvanica, unde plec într-un grup mai mare și voi documenta toată treaba. Nu o să stau acolo să dorm. De fapt, de asta mă și duc. Tocmai ca să fac niște materiale frumoase, să vi le arăt și vouă și să popularizăm puțin treaba. Dar cât timp sunt acolo, vor fi, cred, 3 zile de vlog, adică prind acolo vreo 2 zile de joi și o duminică. Astea fiind zile când eu am videouri de postat și am zis să, pe cât posibil înainte să plec, să fac cât mai mult ca să am ce posta, că acolo nu cred că voi avea timp să filmez, să pozez, să nu știu ce, uite, ne sprijinim un pic așa. Asta e casa despre care vă spuneam, e avariată și ea, sărăcuța, are niște bube, dar îmi plac geamurile, vedeți că nu sunt înlocuite cu termopane și îmi place iedera aia, ce frumos a legat pe ea. Ce detalii și tot așa, e o casă mare. Uite, numai ce-o fi mansarda acolo, cât am mansarda. Uite un bloc din perioada Art Deco, îl recunoaștem după intrare și știți ce mi s-a părut foarte fain? Am tot așteptat încercând să vă arăt și vouă mecanismul, dar se pare că nu-mi iese. În momentul în care m-am apropiat, deci eu veneam din partea aia, uite așa, în momentul în care m-am apropiat, s-au prins luminile pe stânga și pe dreapta. Cred că e ceva pe bază de senzori, sigur e pe bază de senzori. Ce fain. Sunt foarte curioasă cum sunt apartamentele din interiorul unei astfel de clădiri. Nu pare avea bulină sau ceva. Dar, da, Art Deco. Mai departe, iarăși, niște detalii foarte, foarte frumoase, cu o ușă deosebită. Și uite aici, un sigiliu monogramă, mai degrabă, un N și un P. Cred că ar fi literele astea. Am postat asta pe Instagram atunci când m-am arătat casa zilele trecute și la fel râdeam cu voi întrebându-vă, voi, dacă cu AB chiar nu găsim nimic, știți problema mea cu monograma, că na, cel mai banal nume nu are parte de chestii din astea, n-am văzut niciodată cu AB, dar NP, uite că există aici și avem leul la sus, bune leu, te pupăm! Încă un Art Deco în spatele meu acolo. Vă arăt întâi de ansamblu, uite așa. În mijlocul străzii, că îmi permite, 6 dimineața. Încă circulă mașina. A, m-a oprit mai devreme un nene. Din păcate am blocat filmarea exact în momentul în care a venit spre mine, că încercam să fiu atentă. A venit mai devreme un nene și m-a întrebat dacă vând casa pe care o filmam. Mă uitam la el. Prietene, eu nu știu cum să fac asta, cumpăr o cuciobetă și cum zici mie de vânzare. Dar am fost drăguț, am râs. Hai să vor pe asta. Ia, am folosit aproape toate mașinile posibile ca sprijin pentru cafea și cameră. Da, sperăm să nu deranjăm. Uite așa. Deci, cred că vedeți și paharul meu de cafea în reflexie. Dar da, asta tot din perioada Art Deco. Și uitați ce frumoase sunt podelele. Mie îmi plac mult detaliile de genul ăsta. Începe să se salte așa ușor, ușor soarele. Dacă puteți vedea voi, uite pe acolo, pe clădirea asta, sunt niște pete de soare. Ceea ce mi se pare minunat. Intrăm acum într-o zonă puțin mai aglomerată, cred că e intersecție măricică pe aici, tocmai a trecut autobuzul, văd și o linie de tramvai, trec mașinile, deja cred că se face 7 fără și fiind cursul săptămânii, cu siguranță se va aglomera. Mă bucur că m-am trezit, că am reușit să mă trezesc atât de devreme, pentru că voiam să fac chestia asta cu voi de mai multă vreme. Sau istericale la 7 fără. Voiam să fac chestia asta cu voi de mai multă vreme, numai că n-am reușit să mă mișc în timp util, să mă organizez cu toate cele, adică dimineața ar fi trebuit să fiu în picioare pe la 5:30 cel târziu ca să pot prinde ora la care sunt acum aici și nu prea mi-a ieșit asta. Eu am vrut, dar când a sunat alarma, am amânat-o, m-am culcat și uite că în dimineața asta s-au legat lucrurile. Vezi ce face presiunea din mama? Adică eu știu că trebuie să plec de curând, așa că astăzi am avut cu totul altă poftă, alt apetit pentru plimbări din astea. Uite, trece tramvaiul, să vi-l arăt și pe el. S-a făcut verde, dar vi-l arăt acum, uite că trecem în tandem. Cam așa. Ăștia care mă văd, mi s-a zis că par venită din străinezia. Am venit și eu prima dată aici în România și filmez tot ce se poate să arăt acasă. Da, este posibilitate. Aici am un șantier lângă mine, tot așa e o casă veche, dar nu prea vă pot arăta pentru că, uite, e numai plasă.
Și scrie pe ea clanul, știe? Clanul sensibililor. Clanul sensibililor. Cine sunt acești sensibili? Și de când au ei clan? Încă un art deco frumos, mare, înalt și la fereal așa. Nu prea îți dai seama ce e. Oh, și ce frumoasă e asta. Vai, 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 vai. Și se înțeleg că nu stă nimeni, că pare destul de pustită. Uite, e lanț. Ia să încerc să vă arăt ceva. Vai, doamne, cât de frumoasă. Încerc să vă arăt prin zebrelele gardului. Deci asta ar fi la intrare. E ca o cupolă așa, nu știu. Vedeți? Deci e nebunie. Dar pare complet nelocuită, nu sunt perdele în geam. Nu e nimeni pe aici. E mizerie. Deci mă gândesc că nu stă nimeni. Bă, băiatul, ce frumusețe. Și dacă e să vă arăt și de ansamblu, cam așa. Cred că trece tramvaiul. Asta din spatele meu, unde vedeți gardul albastru, e o șmecherie. Numai că nu prea pot să o filmez, pentru că e ceva ambasadă, reședința ambasadorului nu știu care. Și erau și camere de filmat și semne care interziceau. Și n-aș vrea să sară pe mine vreo paznic sau, nu știu, să deranjez în vreo formă sau alta. Plus de asta că gardul era foarte înalt și nu cred că ați fi văzut. Dar cred că se vede, pentru că am mai trecut eu pe aici cu mașina și am văzut-o din mașină, dar de la distanță, cumva. Și ca să știți pe ce stradă suntem, cum se numește, prieteni, cum se numește acest străduț. Vai, cum e lumina! Asta mi întărește și mai mult convingerea că cel mai minunat moment de a fotografia, de a filma, este dimineața. Și seara, într-adevăr, dar dimineața cu atât mai mult. Uite o invitație. Asta e un bloc vechi. Unde au lăsat ușa deschisă. Vreți să facem o treabă? Să vedem ea. Hai să ne uităm un pic, că nu intrăm în casele oamenilor, dar și noi interiorul. Hai, mai bine să plecăm totuși. Cred că era femeia de serviciu care făcea curățenie și de asta a lăsat deschis. Da. Ăsta e tot un bloc vechi, 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 vechi. Uite. Cu balcoane. Eu vreau să vă pun focusul. Da, uite așa. Cu balcoane din astea pe stil epoc. Ăsta nu e art deco, sigur. Dar arată bine, bine de tot. Și uite, acum ne apropiem de scopul călătoriei noastre, deși mai avem un pic, nu suntem încă acolo, dar v-am zis, sunt multe de văzut. Doar așa, să ai un pic de timp, încălțăminte confortabilă, cum am și eu, și să iei zonele astea la pas, evident, dacă ai și pasiune pentru subiect. Din când în când mai răsare cât un bloc din ăsta de sticlă, cât o panoramă, din punctul meu de vedere. V-am zis, mi se pare foarte nepotrivit, n-am o problemă cu ele în sine, numai că mi se pare foarte nepotrivit printre atâtea case vechi, monumente și istorie, să răsară de tai blocul de sticlă. Nici o treabă cu nimic și asta cu atât mai mult știind că ele sunt în majoritate construite, prin zonele astea mă refer, pe suprafețe unde cândva s-au aflat, uite, uite cât de trist, case de genul ăsta. Nu știu dacă e locuită, nu pare, dar asta cândva a fost ceva. Nu știu dacă neapărat o bijuterie, dar cândva, sigur, sigur a fost ceva acolo. Și asta pare relativ părăsită. Dacă am putut eu intra până aici, vă dați seama? Ia uite, o să vedem intrarea. Da, uite cum sunt perdelele, că nu e nimic acolo. Nu știu cât de veche e casa asta, dar uite, aici nu stă nimeni. Ce bine i-ar sta lui Rumbu acolo până la pe treptele alea și lui Poirot. Poate cândva. Am ajuns.
sunt la mai puțin de 20 de metri distanță de casa pe care voiam să vă arăt. Și așa cum am zis, nu m-am înșelat, sunt decât două mașini parcate exact în fața ei. Pe de altă parte, poarta e deschisă și din ce mi-amintesc eu, mereu poarta aia rămâne deschisă. Nu știu care este explicația, dar uite-o cât e de frumoasă. Și să-mi ziceți voi dacă nu vi se pare că e scoasă din familia Adams. Sau oricum ceva victoriano, gotic, nu știu, din perioada respectivă. Casa, așadar, este asta. E adevărat că e scăldată de soare momentan, ceea ce înseamnă că posibil să vedem niște culori puțin tel de naturate, dar hai să mai fac eu o treabă. Mai punem o dată cafeaua, uite așa, jos pe asfalt, și încerc să întorc camera ca să vedeți cum trebuie. Asta ar fi priveliștea de jos. Știu că nu avantajează deloc ce se află lângă ea. E tot o clădire veche în construcție, cred. Ar fi frumos dacă renovau-o și nu știu cât vă dați seama, dar se simt așa niște detalii de acolo. Clar e ceva deosebit. Iar casa mea preferată, normal, are o mașină parcată chiar în față. De asta zic că e foarte dificil să faci poze aici fără ea. Doar cu ea, fără mașină. Dacă ai aia în față sau oricare altă mașină, din start îi răpește din frumusețe. Nu ajută. Chiar dacă se vede casa, chiar dacă faci un portret, dacă vrei să iasă ceva fain, trebuie să nu ai nimic în față, să fie doar ea de sine stătătoare, că este suficientă. Dar mi se pare extraordinar de frumoasă. Aș fi foarte, foarte curioasă să știu cum este interiorul, cum arată, cât de spațioase sunt camerele, dacă există șeminee, cum arată băile, pivnița, toate detaliile astea. Știu că e locuită pentru că am văzut niște oameni acolo fremătând pe la geamuri, dar, na, să nu fie dărâmată, asta ar fi important și poate să o renoveze cineva. Ce frumoase sunt detaliile de la balcon, de deasupra geamurilor, sus acolo, mi-ar plăcea să știu cum e, la mansardă, vedem și o antenă, da. Hai să ne apropiem puțin și vedeți ce vă zic, că poarta aia e mereu deschisă. Și e deschisă și poarta de acolo. Da, evident, locuiesc cu oameni, nu pot să comit nimic. Cu toate că mi-ar plăcea foarte, foarte mult. Doar vă arăt vouă așa un pic de aproape. Aici bănuiesc că e garajul. Lacăt. Uite. Thomas Masaryk. Și na, dacă este să filmăm puțin tel și fără gard. Sper că nu deranjez pe nimeni, că nu am intenția asta. Vreau doar să vadă toată lumea ce frumusețe. Da, deci mi-am făcut treaba, datoria, în ghilimele, YouTube-istică. V-am arătat-o și pe ea și uite, mai am aici în fața mea un bloc art deco. Ăsta nici nu l-am văzut, de câte ori m-am plimbat pe aici, nu l-am văzut niciodată pentru că întotdeauna atenția mea a fost concentrată pe casă, mă uitam mai degrabă la ea decât la altele. Uite, de ăla zic, îl vedeți? Tot din perioada Art Deco este și el. Interesant. Și sunt multe aici. Tot așa pare a fi, cum e și asta. Și asta, deci numai case din astea sunt. Asta e părăsită clar. Uite că o și văd și are un semn undeva unde scrie 1896, deci de atunci e casa. Pe Ion Luca Caragiale. Așa, uite, mulțumim, foarte deosebit. Uite, ce vă spun, vedeți cât de cât? Sus acolo, încerc eu, uite, acolo scrie 1896. Și avem înăuntru o dacie albastră și dacă reușesc să vă bag eu cumva printre zebrele, ca să vedeți mai bine, uite așa. Bă, vi se pare locuită? Eu zic că nu e. Acum arată nu prea. Singura problemă cu genul ăsta de plimbări ar fi că nu prea avem unde sta, doar pe borduri, n-avem și noi o băncuță, ceva, știți cum facem atunci când mergem în parc? Vorbim cu rațilii, cu broaștilii, cu ce vietăți găsim pe acolo, de pe băncuți. În cazul plimbărilor de genul ăsta nu prea ai pe unde, dar la o adică te poți oricând sprijini de un stâlp sau așeza pe o bordură, că din astea sunt slavă Domnului. Mă duc acum spre mașină, cam asta a fost excursia noastră, asta să trec pe partea asta la altă.
pentru că bate soarele un pic cam tare, așa, altceva. Cam asta a fost excursia noastră. Mă duc înspre mașină acum, să ajung și eu la mine acasă. Mă așteaptă Mirciulică. Vreau să fac un duș. Nu cred că va rămâne asta singura cafea a zilei, că abia simt că mă dezmeticesc, să știți că miroase a tei. Oh, și este minunat. Să mă machiez, să mă aranjez, să încep și eu ziua cât de cât, să fac ceva cu părul ăsta care arată absolut superb. După care ne continuăm daily vlogul. Dar doar așa, startul ăsta pornind atât de devreme, atât de dimineață, știu că îmi va asigura succesul zilei, că eu așa funcționez. Știu că sunt oameni care lucrează mai bine noaptea, sunt păsări de noapte, care nu se pot trezi dimineața și înțeleg perfect că am trecut și eu prin etapa asta. Însă, momentan, pentru mine, zilele astea au început așa de vreme, sunt exact ceea ce trebuie ca să meargă bine pe parcursul întregii zile și am o zi destul de full în față. Am de lucrat imediat ce termin de despăduchiat. Eu sunt, par un pic bătută pe partea asta în funcție de cum bate lumina. Parcă acum zici că sunt extraterestru, acum sunt bătută. Extraterestru, bătută. Nu știu cum vă place mai mult, dar da, sunt foarte bine, sunt acest sex simbol în viață. Venit în bucătărie să mai fac încă o cafea, să o iau cu mine dincolo, cât timp mă pregătesc un pic, mă aranjez, așa să arăt și eu ca un om. Să mai lucrez ceva, deși, să știți, am avut 2 ore minunate, deci mi-a curs inspirația, bam, 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 am fost foarte productivă cu ce am avut de făcut, dar mai am încă puțin tel și trebuie să fac asta până la ora 2, când să știți că mergem, să știți că mergem spre Corina, iar se joacă ăștia doi, poro cu lemonada, se pupă, se bat, se, doamne, ce nu-și fac. Mergem spre Corina la unghii, trebuie să-mi fac și eu manicura înainte de a pleca. O să vă povestesc și despre Via Transilvanica, dar un pic mai încolo. Da, ca să fie totul gata, s-au aliniat planetele cum trebuie, astfel încât am astăzi programare și mă duc să rezolv treaba. Cred că tot roșu va fi. Nu șochez pe nimeni, dar probabil că tot acolo o să fiu. Însă trebuie făcute pentru că deja simt eu așa cum încep să se desprindă și e mult crescut, cred că puteți vedea. La mâna astrală, la dreapta, sunt chiar puțin tela variate, deci trebuie neapărat să rezolvăm și aspectul ăsta. Dar până acolo, ordinea este următoarea. Cafeluț, față, păr, toate cele, lucrat cât se mai poate până când se face ora, după care mergem spre Corina și mai avem și alte treburi, dar le luăm în ordinea, mă rog, în ordinea în care sunt așezate, nu neapărat a priorităților. Cafea, cafea, asta chiar e o prioritate. Stay with me now till the morning light. Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over, I swear that I'm sober, just listen. Până când plecăm spre Corina, așa că o să vă povestesc o treabă de lângă mine de aici. Sunt niște pantofi acolo pe care i-am păstrat expres în partea aia ca să-i pot vedea și să nu uit să vă povestesc. Dar până atunci să vă zic așa ce port, că am filmat un piculeț la oglindă și e doar un singur articol. Este o rochie de la Zara pe care cred că v-am arătat-o eu într-un haul
Nu știu dacă ultimul, dar penultimul cu siguranță. Mi-am zis, având în vedere că sunt această bronzată de acolo până acolo și m-am și machiat cu un fond de ten care să se potrivească bronzului pe care l-am pe gât și spun asta, pe gât sau mai degrabă pe piept și spun asta pentru că m-am bronzat complet neuniform. În afara faptului că, evident, pe fund sunt brânză și pe picioare sunt un pic mai deschisă decât în partea de sus, pe față nu sunt neapărat brânză, dar oricum e o discrepanță, deci sunt mai deschisă pe față față de ceea ce am pe piept. Și acum mi-am aplicat fondul de ten cu o nuanță sau două mai închise ca să se armonizeze cu totul. Și mi se pare că arată foarte bine cu alb și de asta m-am îmbrăcat în alb. Am zis să fiu pregătită pentru orice pete. Urmează să trântesc pe mine. Acu' e momentul. Mi-am luat bijuteriile mele clasice. Brățara asta nu știu că m-am povestit de ea. Cred că m-a întrebat cineva la un moment dat pe Instagram și am menționat eu acolo, dar a fost cadou de la bunica mea, bunica cea care îmi face hainele, bunica cea care încă e sănătoasă momentan și a fost un cadou pentru cei 30 de ani pe care i-am împlinit. Brățara a fost a ei și mi-a dat-o mai departe cadou. Mi-a dat și un inel, într-adevăr, mă rog, de la ea și de la mama, dar brățara o port foarte, foarte des tot timpul. Mă vedeți cu ea la mână pentru că îmi place foarte mult și e acolo, deci asta o să rămână mai departe moștenire, sper să o dau și eu. La gât am un lănțișor foarte drăguț cu un pandantiv ce reprezintă zodia mea cu gemeni, sper că îl puteți vedea acolo. Pe ăsta l-am primit de la Andreea, prietena mea din Franța, deci asta înseamnă numai bijuterii dăruite. Astea-s toate, astea două. Ea mi l-a făcut cadou și nu mi-am pus altceva, nu mi-am luat cercei, nu mi-am luat inele, în niciun caz că o să mă spăl pe mâini de foarte multe ori, astfel încât nu e cazul. Dar mi se pare mie că arată bine așa părul și cu machiajul ăsta și cu pielea foarte bronzată în contrast cu albul, e exact ce trebuie. Și cu rochia asta sper doar să preziste, măcar azi dacă pot să scot fără să pătesc, ar fi minunat. Mi-am pregătit și geanta goblen, o să mă încalz cu niște sandale cu ortopedic sau oricum ceva tot în zona asta de maroniu așa, să meargă cu geanta și cam așa voi fi. Însă, să vă zic, deci, aceste sandale din spatele meu, poate le vedeți că sunt niște sandale mascate. O să le și încalz, să le pot proba, dar stați așa, cred că le vedeți mai bine dacă fac eu asta. Avem așadar aceste minuni care se leagă de pliculețul pe care l-am în mână. Aceste minuni sunt Charlotte Olympia, preferata mea, am menționat-o și răsmenționat-o, îmi place foarte, foarte mult. Și ea, având un stil mai fisticiu, colecții de-astea mai dili, se întâmplă că a făcut într-un an și o colecție care să reprezinte sau să se joace puțin cu tematica arlechinilor, măștilor, carnavalurilor și așa mai departe. Și a făcut ea atunci și acest model, pe care eu, evident, l-am căutat de-am tâmpit, nu l-am găsit pe nicăieri, dar recent a apărut pe Vestiar Colectiv. Modelul cred că e undeva de prin 2013, ceva de genul, deci e un model mai vechi. Și l-am văzut eu pe Vestiar Colectiv. Măsura mea, 39, mă rog, eu am 38,5, dar mi-am zis că un 39 nu va fi o problemă. E întotdeauna mai bine să fie puțin mai mare cu o jumătate de număr decât prea mic, că aia o rezolv cumva, adică n-are cum să-mi iasă din picior având în vedere care bretelele astea și o jumătate de măsură chiar nu e foc, dar dacă mă strâng, treaba este horror. Așa că, ce am făcut eu? M-am pus și am trimis o ofertă vânzătorului, pentru că Vestiar Colectiv are sistemul ăsta prin care poți să negociezi puțin prețul, dacă și vânzătorul e de acord. Vânzătorul a fost de acord și la foarte scurt timp, cred că nici două zile, a ajuns la mine. Pachetul de undeva din Belgia, dacă mi-amintesc bine. Și pe măsură ce desfăceam eu acolo și i-am probat și mi s-au părut minunat și o să-i vedeți imediat și în piciorul meu, găsesc acest pliculeț în aceeași cutie și zice aici tu, Andreea, from Monica. Eu zic, nu, a fost tipa drăguță care mi-a trimis, nu se mai întâmplă câteodată. Și ce să văd, desfac și văd această camee. În momentul în care am văzut camea, zic, nu, asta e departe de drăguțenie și atât. Sigur, n-are legătură doar cu un gest amabil al vânzătorului, pentru că e prea pe directe, să zic așa. Persoana care a trimis asta știa cu siguranță cui trimite și ce trimite și că o să-i placă. Așa că am lăsat-o deoparte după ce am bălit pe ea și am scris eu frumos de aici scrisorica sau, mă rog, felicitarea, ca să descopăr următorul mesaj și să-mi cadă mie toate plombele. Deci, mesajul era scris în limba română. Moment în care, da, exact reacția asta am avut-o și eu, vedeți, îmi scrie, am țipat de bucurie. Nu când am văzut că am vândut pantofii, ci când ți-am văzut numele acolo. Care erau șansele să fii chiar tu, omul care mă inspiră atât de mult și datorită căruia vânez și arată Olympia, broșe și alte obiecte vintage și rochii midi. Sper să-ți vină sandalele și să te bucuri de ele cu mare drag. Crezi sau nu, dar le-am cumpărat inspirată de tine, chiar m-am gândit că ți-ar fi plăcut mult. Și apoi, care erau șansele chiar să ajungă la tine în felul ăsta? P.S. Broșa este din colecția personală și nu mi-a fost greu să mă despart de ea, că simt că am trecut-o în mâinile unei prietene de suflet. Nu știu, povestea e luată din Anglia de pe eBay, dar povestea mea e că am început să colecționez broșe după ce te-am descoperit prin intermediul clipului Le Bijou de Balaban.
Te îmbrățișez și îi pup pe cei trei blonoși blonzi, cu tot dragul Monica. Măi, deci m-a rupt, m-a răpus cu totul în momentul în care am deschis asta și am văzut ce scrie, am leșinat. Deci nu mi-a venit să cred care erau șansele, exact cum a scris și ea, care erau șansele ca persoana de la care am cumpărat ăștia să mă urmărească, să-mi trimită așa un mesaj frumos și să fie o tipă atât de balabaniană. Adică e clar că ea știe ce și cum și s-a gândit la mine și cu vintage-ul. Pentru mine astea sunt elemente clar ale mele. Astfel încât, citind toată asta, zic, nu se poate. Și ca să vă arăt și broșa, mă desfacem imediat în cerchiu cu o mână, este superbă, superbă, cred că este sculptată din ceva fielder sau scoică, nu-mi dau seama, dar e clar vintage. E, aș zice eu, undeva de prin anii 30, poate chiar mai veche, cam așa ceva, superbă este, mie îmi plac foarte mult camele de genul ăsta. Cu închizătoare așa, posibil să fie, de fapt, mai nou. Trebuie să mă documentez un pic mai mult. Dar n-are importanță, putea să fie și un plastic cumpărat ieri. Mi se pare atât de frumoasă și atât de frumos mi s-a părut gestul. Doamne, nu! Deci, astea o să le păstrez pentru eternitate, lângă celelalte pachetele și scrisări de la voi. Iar sandalele, trebuie să vă spun că îmi vin perfect. Acum le încalț. Ia că a venit și rumbul între timp, că a simțit că se vorbește despre ceva fashion, modă, broșe, chestii de-astea. Tu, mă, nu ești tu expertul șef? Nu știu dacă vedeți că are un pic de roz pe nas. Dar nu știm de unde. Cred că s-a dat el cu ruj, în niciun caz nu l-am pupat eu. Rumbu, ne arăți un pic năsucul? Grasule, ne arăți năsucul? Bine, mă! Bine, mă, pupăzi, mă! Cine e grasul meu? Cine este cel mai gras, matan? Eu. Și avem aici și o fetiță căzută în luptă. Nu mai poate săraca. A alergat după o muscă, Doamne, nu știu de unde mai are energie, la cât sare și se agită să le prindă și tot degeaba, că nu reușește. Și uite-mă cum păzește ea, mă. Uite-mă! Ele nu merg acum cu rochia pe care o port, adică aș combina altfel perechea, dar îmi vin foarte bine, foarte bine și este un model atât de rar, deci nu am mai văzut deloc pe vestiar să fie măcar ceva similar, pentru că fiind o colecție mai amplă, vă dați seama, au mai fost, dar apar foarte, foarte rar și cu atât mai puțin în măsura mea. Ia să vedem și pe asta. Opa, așa, nebunie. Trebuie să-mi refac un pic și pedicura dacă tot mă duc astăzi la Corina. Bine, pedicura știți că mi-o fac eu acasă, nu... mă ajută nimeni, dar trebuie puțin tel refăcut. Nu văd ce fac aici și să știți că mi-este foarte cald în momentul ăsta, pentru că v-am zis, nu am aer condiționat aici și cred că sunt multe grade, 30 și multe. Da, cred că le-am prins un pic diferit. Da, măcar cât să vă faceți voi o idee, eu nu prea văd ce fac aici. Uite, deci cam așa ar arăta în picioarele mele. În felul ăsta sunt. Și uite, măsura este perfectă. Nu știu care e faza cu Charlotte Olympia. Ia, ca să ne și vedem. Nu știu care e faza cu Charlotte Olympia, pentru că am la ea încălțăminte 38,5, 39, 39,5, am și 38, toate îmi vin. Da, sunt anumite modele care nu se potrivesc. De exemplu, mai am o pereche 38, care mă strânge foarte tare, așa cum am probat un 39 odată, care mi era mare. Nu știu care e faza cu calapoadele, calapodurile. Încerc este că trebuie probat întotdeauna. Dar cu ăștia am avut super baftă și chiar mi-ar fi părut rău, ținând cont că ea mi-a trimis și a venit așa cu tot pachetul și cu emoțiile astea, chiar mi-ar fi părut rău să nu-mi vină. Cred că acum ai vedeți cel mai bine din picioare așa, da? Deci în felul ăsta vin. Sunt super, mă, super. Au o platformă mică ascunsă, tocul destul de înalt, dar sunt confortabil și îmi plac. Aoleu, sunt în top 3 pantofi preferați de la Charlotte Olympia din colecția mea și sper să acumulez cât mai multe modele. A, și nu știu cât de bine v-ați dat seama, dar asta este piele întoarsă roz, combinată cu ceva burgundiu. Și uite cât de delicate și drăguțe sunt marginile astea pe aici, festonate așa, cu niște găurele. Măi, deci nu, sunt topită după ei. Iar ție, Monica, dacă te uiți acum, îți mulțumesc din tot sufletul meu pentru atenție. M-a răpus, m-a terminat, m-a ucis, mă ucide ea. Exact așa, sunt Mihail care îți cântă ție, mă ucide ea. Mulțumesc din tot sufletul meu, te îmbrățișez și te pup și eu. Cred că mă voi încălța cu astea azi. Sunt sandale pe care le-am luat la reducere de la River Island, la ei pe site, parcă sau de pe Asos, nu mai țin minte. Oricum, nu din Minipri. De data asta, dar au fost foarte accesibile ca preț, undeva în jur de 100 de lei, cred că am dat pe ele. Și sunt foarte, foarte ușoare, sunt foarte light așa, cu toate că au talpa asta ortopedică și vedeți câte detalii. Aici e un lanț, în partea asta altă e ceva rafie, cu negru, cu piele de șarpe, toate nebunile posibile, dar să știți că sunt super, super light, adică aș călca practic pe nori cu ele și pot să le port toată ziua, n-am nici o mică problemă, sunt foarte confortabile. Lemo, ce părere ai? Îți plac sandalele mamii? Lemo? Iubita? Mă doare în pix.
Da, mama, ia uite, ia uite, îți plac sandalele? Îți plac sandalele? Aoleu, fesănita lui mama, doamne. Și ăsta ar fi outfitul complet. Zara, River Island în picioare, poșeta a găsit-o mama într-un SH, poate vă amintiți că am povestit treaba asta, era maică-mea într-un SH odată și m-a sunat de la Buzău să mă întrebe dacă vreau o poșetă Goblen. Și zic, da, normal. Și după aia că m-am trezit cu asta, nu venea să cred, pentru că a dat foarte puțin pe ea, 10-20 de lei, ceva de genul, și e cea mai mare dintre toate. Din câte am eu, n-am niciuna care să fie atâta. Și o port în general în timpul verii cu rochii de genul ăsta. Mi se pare că înlocuiește foarte bine cu coșurile de rafie și pălăriuțele alea pe care le port eu tot așa, asortate. Deci da, cam în felul ăsta sunt. Zic să mergem spre Mirciulica acum și să pornim odată aerul la condiționat. You, hit you up, I'm on the other side. I miss you, miss you. Take you off, I came here way too strong. Cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof. Auto, your taste. It's really a bad reception out there. Where are you heading? Pregătite? Pregătiți pentru un mare șoc? Ce culoare credeți voi că mi-am făcut eu la unghii? Aveți o încercare. Nu vă așteptați la asta. Garantez. Sunați-vă prietenii, colegii, familia, toată lumea. Sper că n-am ridicat suficient de sus din mână cât să vedeți. Dar da, fetelor, băieților, este surpriza secolului. V-ați așezat, da? Nu vă mai zic. Corina, săraca, în momentul în care i-am zis că iarăși vreau roșu, a tras așa un oftat. L-am simțit din rărunchi, deci din suflet l-a dat. Parcă-i se necaseră toate corăbile. A fost mai mult decât încântată, dar măcar atunci când vin eu la ea, știe că n-are parte de surprize, adică totul este planificat. Vin cu ele de multe ori în buzunar să mai rupe câte ceva. Deci, da, suntem bine. Chiar mă întreba și ea, băi, dar e aceeași culoare? E fix tot aia pe care am făcut-o data trecută? Zic, nici nu contează că e fix tot aia sau că e o nuanță un pic mai diferită. Oricum ar fi, este roșu. Roșu balaban, roșu, roșu, roșu. Suntem pe bază de roșu, focuri, toate cele. Bun, suntem foarte bine acum. O să mă duc spre casă și plecăm mai încolo. Cred că o să mâncăm în oraș, dar trebuie să vedem. Trebuie să discutăm, să analizăm, să vedem ce și cum. Însă momentan mă duc până acasă să văd ce fac disperații mei. Că sigur, sigur sunt în chinurile vieții momentan. Probabil că n-am mai mâncat de azi dimineață, ceea ce nu e ușor pentru 3 pisici. Nu este o viață ușoară. Să stai toată ziua, să dormi și să mănânci, chiar nu este simplu. Deci mergem întâi să vedem ce fac ei și după aia ne organizăm și ne orientăm. Ce cald e! Frige mașina pentru că a stat în soare până acum, n-am găsit și un loc la umbră și nu că frige, e foc! Volanul e fiert cu totul, spatele, doamne, toate astea. Păi ce, Mirciulica, iartă-mă! Aoleu, acolo chiar nu poți să pui mâna. Mă, micule, deci pe bord chiar nu poți să pui mâna. Așa că ne abținem. Vreau niște muzichie până una alta, dacă se poate. Atât, pe clasice. Mă ia YouTube, de știe. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you so long. I met you in the talking to myself now and then. I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, I'm so alone. I met you in the
și s-a făcut lumină de la întrerupător. E aproape de 12 noaptea, cam 11:40 așa. Am avut niște ședințe foarte obositoare astă seară. Ședințe, call-uri de-alea, știți voi, Zoom, Skype, WhatsApp, toate chestiile. Așa, cred că mă vedeți cât de cât ok acum. Și sunt relativ epuizată, mai mult cu capul decât fizic, dar mă pregătesc să-mi închei ziua. Mai am de trimis un mail și după aia mă duc la dușuit, spălat toate cele și-mi închei ziua. Însă voi am până acolo să vă arăt niște chestii care au ajuns astăzi ceva de halit. Ce arată chiar foarte bine. Și să vă povestesc ce am mai făcut. Cred că ați văzut, am mâncat la arome foarte bine. Eram flămândă, măi, deci n-am apucat astăzi. Până când să ajung acolo, n-am apucat să mănânc mai mult de 2 banane și, evident, cele 2 cafele, ceea ce e destul de puțin. Adică, pentru un adult, chiar și unul de talie mică, așa cum sunt eu, că nu sunt această șarapovă, cu un consum caloric destul de... Vedeți, deci am început daily-ul foarte devreme, bâlbâindu-mă, și acum îl închei la fel, numai că sunt motive ușor diferite. Atunci eram adormită, acum sunt obosită. În fine... Spuneam că eu nu am un consum caloric sau un necesar caloric exagerat, dar totuși 2 banane și 2 cafele să stai jumătate de zi e foarte, foarte puțin. Mă rog, am mâncat acolo și m-am mai energizat. A fost foarte bine că pe măsură ce stăteam și adia vântul și era soarele care scălda tot așa într-o lumină superbă și ne mâncau muștele, că erau și foarte multe muște acolo, s-a golit ușor, ușor. Adică inițial când am ajuns era plin de oameni. Mă rog, puțin box, sărituri. Era destul de multă lume și după aia au plecat ușor, ușor și a rămas o liniște completă și asta chiar a fost foarte bine. Am mai băut și acolo o cafea, deci în total cred că am avut 3 pe parcursul zilei ăsteia. Și într-unul din call-urile astea pe care le-am avut, Zoom, în fine, am vorbit foarte mult despre TikTok. Știți că eu mai am tangențe cu domeniul separat de ceea ce fac eu aici cu voi pe YouTube, Instagram și toate cele. Mă refer la job. Eu mai am tangență așa cu domeniul online-ului, nu neapărat cu TikTok-ul, dar s-a pornit o discuție foarte lungă pe subiectul ăsta, cu grafice, cu niște chestii foarte obositoare care m-au încărcat îngrozitor, numai că stăteam și mă gândeam așa la toată povestea asta, pe care cred că am mai discutat-o cu voi. Eu nu mă văd în continuare, nu mă văd făcând TikTok. Nu știu, mi se pare că e prea rapid pentru mine. Eu am nevoie de un spațiu în care să mă desfășor, am nevoie de un context, am nevoie de poveste. TikTok-ul, din ce l-am văzut eu, să știți că eu nu mi-am instalat aplicația, deci n-am avut niciodată pe telefonul meu și știu că este foarte nepopular ce vă zic acum. Și nu încerc să conving pe cineva sau să convertesc la ceva, până la urmă n-am nici de câștigat. Din asta vă zic doar părerea mea. Cine vrea să stea pe TikTok, treaba lui, nu zic că e de nașpa și de porc, spun doar că nu e potrivit pentru mine. Și nu mi-am instalat niciodată aplicația, dar am văzut la alții. Și din ce am înțeles eu, sunt chestii foarte, foarte rapide, 15 secunde sau ceva de genul. Și știu că sunt unele chiar educative și care arată foarte bine, nu sunt doar scălâmbăieli. Dar pentru mine e un conținut foarte rapid digerabil. Și eu nu sunt așa, mie îmi trebuie mult, voi vedeți ce suprafață în timp ocupă vlogurile mele. Am nevoie de detalii, vreau să pornesc de dimineață și, mă rog, cât îl țin, dacă am ce vorbi câteva zile, îl țin câteva zile, dacă nu l-am încheiat la sfârșitul zilei, depinde foarte mult de ceea ce se întâmplă. Dar chiar și așa, am nevoie de un context, am nevoie de tot felul de cadre, vreau multe detalii, vreau să fie un vizual bogat. În câteva secunde nu știu ce aș putea face, nu știu, poate pentru unii oameni și sunt destui, merge mai bine și exprimarea pe scurt, nu mă refer neapărat la câteva secunde, dar poate chiar, oricum, mai puțin decât fac eu, pe scurt și la obiect, funcționează mult mai bine și ăsta e ritmul lor. Și e perfect ok să fie așa, dar pentru mine, care vorbesc mult și care mă exprim în culori și în glume și în imagini și în blănoși, nisip, ne trântim, ne aruncăm, probăm chestii, vorbim despre vintage și alte alea, eu nu pot să fac chestia asta rapid și nu cred că aș putea funcționa niciodată pe TikTok. Nu știu, aș simți că mi-ar crea un handicap, că m-ar limita. Asta e, în principiu, ceea ce mă reține. Nu, deocamdată eu nu sunt convinsă de platforma asta, cu toate că știu, a evoluat mult și o bună parte din populația celorlalte medii de socializare online s-a dus într-acolo, în special populația tânără, ăștia care sunt mai, mă rog, generația mea și mai încolo, încă stau potoliți.
dar multă lume a migrat înspre TikTok și acum o să vedem unde vor duce lucrurile, care va fi evoluția. Nu zic că nu o să fac niciodată, nu se știe, că v-am mai povestit, eu așa făceam și cu Instagram-ul acum niște ani. Mă, eu mi-am făcut Instagram-ul foarte târziu, la fel cum am făcut și cu Facebook-ul. Pentru că exact aceeași poveste, deci era atât de reticentă la început, oameni. Nu, toată lumea avea, mi-amintesc că fetele care erau în aceeași oală cu mine, să zic, în felul ăsta, blogărițe, că pe vremea aia nu aveam vlog, toate aveau Instagram de câțiva ani și deja adunaseră o masă mare de followeri acolo. Pă, când eu m-am trezit târziu de tot și atunci eram foarte sceptică. Ce trebuie mie să arunam eu blogul în capul meu? Imaginam că lumea o să continue să citească. Salut! Nu s-a întâmplat, evident, dar după aia l-am făcut. Și acum, mamă, deci pentru mine, v-am zis, îmi place atât de mult să creez concepte creative și să fac poze și să scriu textele alea și să interacționez cu voi prin ele și așa mă bucură când văd că citiți ce vă zic acolo și că putem purta un dialog și că nu reduceți totul la o simplă poză după care swipe. Știu că sunt și oameni care nu au timp să facă asta. Chiar recent vorbeam exact despre chestia asta cu cineva în chiar comentarii și îmi spunea că, băi, eu când am timp citesc, dar sunt dăți când nu am, nu pot să mă ocup de asta, nu am suficient de mult cât să... Că eu scriu, adică... Și v-am zis de multe ori pe Instagram că l-am limitat să caracterele, adică scriu atât de mult încât trebuie să mai tai din ele, că ai 2200 și ceva și eu trec de 3000. Asta e, așa sunt eu. Și sunt oameni care trebuie nu au timp să facă asta. Așa cum sunt și oameni care, efectiv, nu au nicio treabă cu textul. Este pur vizual, e o platformă pur vizuală și aia e. Dar pentru mine bucuria cea mai mare este atunci când oamenii mi-alocă suficient de multă atenție încât să dea voie textului să se contopească cu imaginea, pentru că le leg. Adică poze în chiloți și e bine ca în viață să fie bine și să nu fie rău, la mine nu, în niciun caz. Dar sunt chestiuni care țin de gust, de nuanță, așa sunt eu și nu contam pe cei care nu procedează la fel ca mine, fiecare cu treaba lui. Asta așa, că v-am zis, deci toată ziua am stat în TikTok, Twitter și alte prostii de genul ăsta. Hai să vă arăt ce și cum am pe aici, am și băgat în frigider ceva. Am primit o cutie foarte mare cu afine astăzi. Afine românești de la Mary Berry. Nu știu cine sunt Mary Berry, bănuiesc că o plantație de afine bio 100% românești. Eu le mulțumesc foarte mult și hai să întorc camera ca să le și vedeți pe măsură ce le mulțumesc. Asta ar fi cutia și este primul meu contact cu ei, de asta vă zic că sunt puțin confuză. Că nu ne-am intersectat până acum, dar uite, sunt așa, cred că 6 din astea mi-a primit, fiecare câte 500 de grame, de ce am, slavă Domnului, dacă aș ști să fac dulceață, poate că s-ar lega ceva, dar oricum, pentru smoothie-uri, cred că vor fi foarte, foarte bine. Sunt sigură că sunt bune, nu mai mănânc la ora asta, nici nu simt foame neapărat acum, dar, uite, că asta e și desfăcută puțin, dar, da, mi-au trimis din astea. Uite ce fain arată. Și să știți că miros foarte bine, doar am ridicat asta și am simțit mirosul. Le mulțumesc încă o dată că s-au gândit la mine. Chiar apreciez atențiile de genul ăsta și mâncarea, slavă Domnului, e întotdeauna binevenită. Și am primit apoi astăzi tot așa un pachet pe care nu l-am desfăcut, că trebuie să i-am cu voi, de la Green Cuisine, Powered by Plants. Cred că aici sunt niște, mă rog, mai degrabă în partea asta, că asta l-am ținut la frigider, sunt preparate vegane. Și zice așa, draga Andreea, să mănânci sănătos, poate fi o adevărată provocare, însă pentru cei care sunt cunoscători fine ai unui astfel de stil de viață, alimentația trece la nivel de artă. Prin intermediul așa, construind între univers, realizează și tu un plating de nota 10 cu artă Green Cuisine. Salutări delicioase, le mulțumim foarte mult și lor. Și aici, cred că mi-am primit farfurii, platouașe, așa că acum le desfacem ca să le vedem puțin. Și tot aici, în chestia asta frigorifică, uite, pe ăla de gheață, mi-au trimis, eu, uite, nuggets vegetali, a venit și lemă. Bun, mă, ai simțit că ceva de mâncare pe aici, nu? Uite, green cuisine, așa. Și avem, ăsta, nu știu ce este, pave vegetal. Arată bine, oricum, înțeleg că sunt francezi. Ăsta e alt, quinoa gourmand. Arată foarte bine și celălalt. O să le pun la loc acum. Îmi pare rău că își pierde focusul, dar am o lumină foarte slabă, v-am zis că este destul de târziu. Iar în partea asta, și mă folosesc de un bec care nu este tocmai cooperant, în partea asta sunt niște batoane crustilon. Sper că nu stricesc ceva, cel puțin nu cu intenție. Să-mi spuneți dacă le-ați încercat. Eu recunosc că este prima dată când le văd. Pave vegetal tot din ăla, cu chinoa.
Dar clar o să le, clar o să le mănânc. A, cred că sunt cam aceleași batoane. Da, da, da. Cam aceleași sunt. Clar o să le încerc pentru că sunt constant în căutare de noi alimente și descoperiri din astea culinare, având în vedere că sunt destul de limitată pe tot ce înseamnă produse de origine animală. Caut alternative de tot felul și să știți că simt deja un miros. Miros foarte bine doar așa, prin cartonul ăsta. Deci cu siguranță vor fi puse la test și vă voi anunța dacă sunt bune. Nu le-am văzut nici în magazine, dar mă documentez și vă zic, dacă văd pe undeva, vă anunț. Și să vedem și aici, totuși, vă pun un pic pe, uite, vă pun așa pe afine cât desfac eu, ca să, vedeți ceva? Uite cam felul ăsta, ca să nu, să nu vă zgudui și toate cele și să stau în dreptul becului. Am vreo pisică? Da, bineînțeles. Ca să faceți o idee, acolo este foarte sus. Deci camera asta are undeva în jur de 3 metri înălțime și se urcă acolo sărind de pe aragaz, pe hotă, după care acolo. Și face asta pentru că e în căutare de muște. Pentru că stau, fiind atât de cald, stau tot timpul cu geamurile rabatate, vă dați seama, intră tot felul de musculițe, țânțari, na, gângănii de tot felul. Și ăștia doi le alergă de mama focului. Rumbum nu prea este interesat de aceste subiecte pentru pământeni, pentru muritorii de rând. În timp ce fraierii mei mici, le mama, lasă-mă, mama, mami, mă, să filmez și eu, iubita. Uite, a văzut farfuriuța și a venit. Te rog, mama, stai cu minte acolo. Așadar, uite, deci odată, da, noi încercăm. Odată mi-am trimis platoașul ăsta verde, care văd că îi place foarte mult lemonadei. Te rog eu frumos, lasă-mă și pe mine să-mi fac treaba. Că sunt aici, la uite, e vlog. Asta la alta, cred că este exact la fel, dar sunt foarte frumoase. Ia uite, ce fain. Să pun acolo diverse. Aici, o farfurie. Vai, ce fain, cred că astea sunt pictate manual. Scrie Arta Green Cuisine. Ia uite ce frumoase sunt. Foarte, foarte faine. Așa. Cred că mai este încă una, da. Tot așa, cred că au trebuit câte două. Și au o formă ușor neregulată, dar arată foarte frumos. Și îmi plac astea făcute cu mâna, adică denotă atenție. Și sudoarea aia omului care a stat el să picteze acolo, mie mi se pare foarte frumoasă. Iar asta, cred că e ceva plantă clorofilă. Nu știu exact cum a fost obținută, dar să știți că e o chestie deosebită. Uite, vedeți, sunt așa ca niște pete de culoare. Dacă reușesc să... acum cred că le vedeți. Pe aici pare a fi ceva clorofilă. Nu dau seama. Nici nu am o etichetă neapărat ca să vă faceți bine. Dar cred că asta a fost ultima și asta este identică. Da? Cam așa sunt. Deci 6 de astea. Mulțumesc mult de toți. Sunt foarte frumoase și le voi folosi cu siguranță. Și în mâncare cred că de mâine intru 100%. Mă voi duce acum să mă demachez. Vlogul nostru se încheie aici. Va intra probabil în săptămâna în care eu voi fi departe, Bucovina, Vatra Dornei, o să ajungem chiar și la Drobeta, cred că pe acolo va fi spre finalul călătoriei, deci mult, vor fi 10 zile de călătorit intens, așa că ne auzim, bine, voi fi activă pe celelalte platforme, pe Instagram îndeosebi, o să pun acolo stories o grămadă, deci puteți să... Vă uitați acolo dacă vi se face dor de mine sau ceva. Iar dacă nu, oricum sunt pe YouTube, sunt o mulțime de vloguri la care sunt sigur că puteți să vă uitați dacă vă năpădește așa deodată și simțiți nevoia de balaban în viața voastră și nu mai aveți răbdare. Mulțumesc tare mult că v-ați uitat la vlogul ăsta, sper că v-a plăcut îndeoseb prima parte, cea cu casele. Vă aștept în comentarii mai departe să aveți o zi sau o seară minunată și noi ne vedem data viitoare, când habar nu am ce voi posta, având în vedere contextul. Pupicios mult toți, mă duc la demarchiat și noapte bună. Paro, pisu, zici tu noapte bună, grasule. Mă rog, slabule, că el e cel mai slab. Paro, pisu, pisu. Da, noapte bună.